Când ați descoperit că aveți har? Se învață sau e ceva cu care v-ați născut? Nu, eu aveam 10 ani când umblam cu mama. Ea se ducea la o baltă noaptea, la 12 din noapte, în puterea nopții. Și atunci a îndepărtat duhurile rele după persoane care le avea scrise. Și ce făcea mai exact? Acolo se făcea dăscântece. Ea dăscânta din gură rugăciuni cu icoane, cu magie albă, cu Dumnezeu, cu lucruri sfinte. Că mai putere ca Dumnezeu, nu există altă putere pe pământ. Magia albă e mai puternică. Și atunci mama dăscânta și mă lua cu ea. Și atunci, văzând mama că din toate eu am un har să se lipește de mine, s-a ținut de mine și mi-a dăruit mie puterile mele și după ce a murit ea. Până să moară, mi-a spus, tot harul meu, v-o să le iei tu și o să rămâi în locul meu. Cum se simte puterea asta? Da. Când am fost la baltă la 12 din noapte și aveam multe licor la noi, știute numai de mama care le-am avut și mi-a rămas mie acum, nu oriunde, atunci noi le băgam lângă noi la ca un fel de vizuină. E sălcii. Avem o baltă, sălcii de-a rândul, acolo aprindem câte 40 de lumânări la 12 din noapte și acolo descântăm. Dacă o femeie a venit la mine și are probleme și are depresie, noi îi spunem depresie, deci are frică, spaimă, trăsare din somn, aude voci, n-are stare, nervoasă, m-ați înțeles? Atunci ea e la mine pe listă și când mă duc noaptea la lucrări de noapte, fac descântece rugăciuni pentru ea ca să o scap din perioada care este ea. Dacă eu atunci am făcut și am rezolvat problema și am scăpat-o, atunci a declarat și a spus, nu mai am nimic. S-a făcut bine. Și dacă s-a făcut bine, e ceva important aia și s-a recunoscut. Dar ce descântec spuneți? Poftim? Ce descântec spuneți? Ce descântec? Îmi puteți da un exemplu? Descântec spune așa, de exemplu, o cheamă pe femeia aceea Ioana. Așa. Și acolo este poza ei. Am fotografia ei, o hăinuță de aia, ceva urma eu, și se întoarce pe dos la 12 din noapte, să se întoarcă boala înapoi, da? Și acolo descânt la baltă pe aceste obiecte. Și spun așa, cum se întoarce maieul pe față, să se întoarcă rău după Ioana pe capul care a dat că ea n-are păcat. Să se ducă pe butucini rătăcite de mii de ani părăsite, pe potecă necălcată, pe rouă nescuturată, de dușman să fie scăpată. Să rămână Ioana curată, dezlegată, ca argintul cel curat, ca vinul cel strecurat, de la Dumnezeu lăsat. Adu sporul și câștigul și mulțumirea, adu-i liniștea, adu-i bucuria, adu-i la creierul ei mental, să rămâie curat și creierul, și capul, și din vârful nasului, din fața obrazului, din ochi, din toate chiotoreale, să rămâie curată, dezlegată, de la Dumnezeu lăsată. Și fac descântecă, dar fac descântece tare la noapte. Dumneavoastră a susținut tot timpul că sunteți de fapt o practicantă a magiei albe. Asta înseamnă că dumneavoastră ați dezlega lucruri necurate. Da. Dar dumneavoastră pe necuratul simțiți când descântați? Necuratul simțim când bagă ghinioane pe om și îl încurcă, pedici. Păi și cum vedeți? Acela în descântece de puterea nopții e ceva schimbător. E ceva schimbător în descântece, când descânt, simțim. Simțim că se schimbă din imagine, din gând, din figură, că la puterea nopții se vede multe, domnul Ghiță, în puterea nopții, la 12 din noapte. Numai atunci trece toate jiviniile, în puterea nopții. Atunci nu e voie să iasă omul afară la câmp, singur, nu e voie să pleacă pe drum la 12 din noapte, poate să-l întâmpină. Mulți oameni care au umblat, a fost loviți de necuratul și curgea sânge pe nas când a intrat în casă. Venea noaptea de undeva sau de unde nu știu cum și nu știa de el ce este, ce există. Asta e simțirea. Îți vine o frică, ceva, o tremurătură, te ia cu o frică ceva.